1840. Ce te-a atras, George, în zona aia? Pădruța se făcea oare cu mai mare greutate vinul pe vremuri decât astăzi. La cum arată utilajul ăsta? Asta este un utilaj pe care îl foloseau pentru stoarcerea strugurilor? Exact. Strobirea? Și ne uităm cu drag la el să ne aducem aminte cum a fost pe atunci și ne bucură că noi trăim vremurile astea și putem să folosim tehnologia modernă. De vinuri albe, 2021 o să vă impresioneze la vinurile roșii. Tocmai am spus, o toamnă foarte lungă și călduroasă, iar vinurile roșii, soiurile roșii au ajuns la maturitate deplină. Avem plantate peste 25 de soiuri diferite. Care ar fi, să spunem, soiul emblemă al Recașului? Sunt 1200 de hectare în prezent, cam toate pe rod, așa că să vă faceți o idee, cam ce vedem aici cu ochiul liber sunt undeva la 20, deci se întinde pe o suprafață destul de mare. Predomină în vie fetească regală la soiurile albe, cele mai mult plantat, și la soiurile roșii merlou. Și să știți că de acolo începe totul, adică ce vedem noi în sticlă e produsul final, dar totul începe din vie și de la strugure, așa că putem să dăm o tură până acolo să vedem de unde pleacă totul.
foarte fain drumul și constat că suntem așa într-un mic orășel cumva, pentru că sunt împărțite plantațiile pe nume de soiuri, de parcă ar fi străzi. Da, fiind foarte multe și replantate, s-au făcut reconversii. Începând din anul 2000 s-au înlocuit toate plantațiile. Fetească neagră Cabernet din 2000-2007 și atunci pe drumul vinului am pus să se și știe pentru turiști. Și bineînțeles, avem și o hartă care ne ajută foarte mult la cules. Vinificatorii când vin în vie se și orientează după ea. În 1100 de hectare trebuie puțin schemă. Da. Sunteți chiar acolo în inima Podgorilor, cumva. Se vede Crama. Exact, suntem în circuiți de vii. Și într-un soi de vale, știi? De parcă zici că curge vinul așa de pe dealuri către Cramă. Deci găsește singur cale. Nu curge, dar e important. Și uite, ne așteaptă surpriza. Da, am ajuns. E surpriză frumoasă. Sper să vă placă. E fix ce ne trebuia și ne doream. Un vin cu siguranță mă așteptam să încercăm. Dar nu mă așteptam să regăsesc așa niște bunătăți pe aici. Ce frumos, pe balot, aproape de asfințit. Da, o să deschidem o sticlă de vin. Dacă vrei, te ajut să știi. Eu vin cu paharele. Te rog, uite. Da. Ia să vedem. Mulțumesc. Ce bem aici? O fetească neagră. O fetească neagră și vreau să vă zic că suntem foarte aproape de o plantație cu fetească neagră. Toată via aceasta de jos este chiar fetească neagră, un soi românesc, local. Cunoscut și la nivel internațional, chiar dacă este din România, și ne facem remarcați cu el. Degustați, doamna, sau? Ia să vedem ce am produs aici, mulțumesc! Ce an? 2019. E 2019, da. Strugurii se recoltează noaptea pentru că temperaturile sunt mai scăzute și ajută foarte mult la păstrarea aromelor și de aici și denumirea. Doamne, zici că e sânge. Miros și ce culoare, da, exact, zici că este sânge. Soarele ăsta. Ne ajută. Mai întâi ne uităm, îl privim, apoi îl mirosim. Mirosim, exact. Și apoi ne bucurăm de partea cea mai frumoasă. În sfârșit ajungem să-l degustăm. Și să-l și auzim, pentru că trebuie să dăm noroc. Ăla e cel mai fain simț. Da, cel olfactiv. Oricum pe mine m-a cucerit de la prima privire. Da. Marii producători au grijă de calitatea vinurilor, dar se preocupă și de povestea care le însoțește. Turismul viticol include, iată, vizite, degustări și scurte prezentări ale locului. Aproape că se confundă orașul Recaș cu Cramele. Cramă. Da. Nu știu foarte multe despre așezarea voastră, în afară de Cramă. Prin ce se remarcă așa? Recașul a fost, când eu m-am născut aici, era un sat foarte aproape de Timișoara. Avea acest noroc că era lângă o metropolă. Are multiculturalitatea, spune eu. E o mică Europa, sunt foarte mulți șvabi, nemți, croați, sârbi, unguri. Ei au trăit mult aici, încă sunt. Și atunci am împrumutat de toate, atât pe partea asta de agricultură, de viticultură, cât și social, cultural, limbi străine. Sunt foarte mulți recășeni care știu germană datorită... Nativ. Da. Aproape a devenit oraș, fiind mai mare. Cumva, cred că a venit lumea în jurul vinului și a Podgoriei. Și este deja cu renume atât Recașul cât și Cramele. Cum se vede acolo, parcelă de vie verde, una mai galbenă, alta aproape scuturată de frunze. Sunt soiuri diferite sau ani diferiți? Soiuri diferite, ani diferiți. Acea verde este nou plantată, este în primii 3 ani. Și atunci, neavând o producție, încă frunzele nu au intrat în schimbarea aceasta de culoare. Probabil e locul în care te simți cu adevărat acasă, cel mai acasă dintre toate, nu? Așa este și tot timpul te întorci când ai așa un moment de respiro.
vin oameni să se bucure de ce ne bucurăm noi acum, de o plimbare prin vie, de o gustare aici pe Baloți sus sau mai degrabă în Cramă? Vin și noi am promovat la toată lumea acest lucru că nu sunt porți, e liber, e deschis. Veniți să vă plimbați cu mașina, veniți la un picnic, nu se întâmplă nimic, nu pugărim pe nimeni. Avem multe solicitări să facă poze de nuntă prin vie și ne sună, putem veni, cât costă? Păi veniți, e natură, e liber pentru toată lumea. Și avem în jur de 14.000, 10.000 o medie de turiști pe an care vizitează Crama, vin în vie, dacă condițiile meteo permit. Călătoria de data asta chiar în miezul Cramelor, am putea spune, nu? Interesantă intrarea asta, am observat-o și chiar aș vrea să înțeleg ce este, bănuiesc că e stratul de sol, straturile de sol. Exact, de pe diferitele dealuri care au și anumite denumiri, de exemplu la Stejar, unde avem și un vin de la acel deal, unde predomină Chardonnay, Fetească Neagră de pe dealul Țiganului, Uberland, unde se produce vinul nostru de top. Uberland este un sol puțin mai calcaros, e foarte benefic pentru că atrage căldura de la razele solare și vine înapoi către struguri și coacerea este mai mare. Nu, aici am fost noi la picnic. Exact, foarte aproape, în spatele nostru. Uite ce se află Chardonnay-ul. Spuneai că vița de vie intră foarte adânc în pământ. Foarte adânc în pământ, de unde și-a toți nutrienții de care are nevoie pentru a se dezvolta și a ajunge ceea ce vrem noi să ajungă. Este acest mecanism. Cred că am vorbit la un moment dat. E stație de îmbuteliere manuală. Deci aici am venea pe suport, bași dopul și apeși. Exact. Deci v-am zis. Dacă aveam și struguri, vă puneam la un experiment cu presa. Se poate folosi. Câte grade? În jur de 18, probabil. Acum, fiind iarnă, poate un pic mai puțin, dar pe acolo, 16, 18 grade. E zona perfectă de confort pentru noi? E și pentru vin? Este și pentru vin, bineînțeles. Îi place o temperatură constantă, undeva între 14-18 grade pentru învechire.
Am de demult. Da. Și puțin ecou. Și puțin ecou. Aici este sala Baric. Avem butoaiele din stejar francez, folosim lemn francez, 225 de litri și aici se învechez vinurile noastre, în special cele roșii. La vinurile de top folosim această învechire în butoaiele de stejar. Cât stau aici vinurile? Depinde, undeva între 3 luni până la un an de zile pentru vinurile de top. Simți că te întorci în timp așa cu fiecare pas pe culoarul ăla, cu felinare, așa parcă, știi, te cuprinde vortexul. Care să devii. Am pregătit niște tartine, așa, ca să avem, cu somon. Să le putem lua așa cu mâna. E important cu ce combinăm vinul și ce mâncare. În general, da, sunt acele reguli clasice, alb cu alb și roșu cu roșu. Noi de multe ori le încălcăm. E bine să combinăm vinurile cu ceea ce ne priește și să încercăm câteodată să ieșim din zona de confort. Am ajuns și la vinul de care tu erai, cred că, cel mai curios. Chiar sunt foarte curios. Da. Inițial am crezut că v-ați apucat să faceți și vin din portocale, dar mă gândesc că... Nu, n-are nicio, n-are nicio... Eu sunt curioasă de ce ajunge vinul ăsta doar la străini și mai ales în Asia. Adică pentru că este nici un măcar în stil... El este modern în sensul că este mai nou pe piață ca și vinificație, dar este rustic. O să vedeți, are o culoare aurie, are o textură mai dure, a zice eu. Se face o macerație pe pieliță, inclusiv la toate soiurile albe care îl compun, de aici și culoarea. Și atunci este mai astringent, el stă pe pieliță. Este un vin natural, nu are sulfiți. Și eu îl consider un bun aperitiv. Trebuie asociat neapărat cu mâncarea. Macerația are loc în amfore, deci lut ars, ce îl ajută din nou la această culoare. Da, probabil merge foarte bine alături de sushi și de asta. Exact, și eu cred, de-al preferă ei. Se completează exact cum se completează soiurile noastre cu mâncărurile de pe la noi. Vorbim de un soi, se numește Merlot, îl cunoașteți, un soi internațional, numele vine de la mierlă. În Franța mergea și ciugulea boabele de struguri, că le vedea că sunt roșii și de aici denumirea de Merlot. Noi avem foarte mult Merlot plantat, îl folosim atât ca și monosepaj, cât și ca și cuveuri. La stejari se numește și de la denumirea și de la butoi și de la cel stejar ce l-ați văzut în vie. Încă nu este îmbuteliat, e încă în faza de învechire în butoi. Cred că acum când o să am parte de un pahar de vin de la Recaș, o să simt altfel gustul, mai ales că am fost acolo. Ce e ceea ce faceți voi? E chimie doar sau e și suflet, dragoste?
Dar rețeta succesului este, aș zice eu, materialul săditor, strugurele și implicarea noastră acolo, în primul și în primul rând. Iar rezultatele sunt pe măsură și ne bucurăm. E o artă, cu siguranță. Mă bucur că oportunitatea să bucur cu voi. Îți mulțumim pentru incursiunea asta în lumea vinului și pe drumul vinului. Ne-ai purtat pașii și pe jos și cu o mașinuță, așa, tot de poveste. Asta e experiență. Și sper să ne revedem curând. Da, și mulțumesc că m-ați făcut să mă simt și eu turist la mine acasă. Nu te lăsăm că avem o invitație la masă. Am înțeles. Drumul vinului ne poartă până în capitala Banatului. Aflată în interiorul zidurilor fostei cetăți, Piața Unirii e cea mai veche din oraș și ne cucerește cu stilul baroc în care sunt realizate mai toate clădirile ce o împrejmuiesc. Iar ne întrebam unde să mâncăm și noi ceva, unde să facem așa frumos o legătură între vin și mâncare și poveștile astea cu parfum de dământare Timișoare. Și ți-am prezentat eu o persoană specială care vine din locul în care m-am născut și eu. Mă bucur să te revăd. Ce energie! Da, cum se adună oamenii la un pahar cu vin întotdeauna. Dar de unde toată pasiunea asta pentru vin? Este doar o pasiune sau este ceva mai mult? Cred că e o pasiune pentru artă. Sunt absolvent de design, tatăl meu este pictor și cred că se leagă așa toate cele. Vinul, mâncarea, pictura, muzica, nu știu, o combinație de arte și practic e un loc în care eu exprim toate sentimentele astea și îmi place să le împart cu alții. Mihai ne-a pregătit o experiență soră cu răsfățul, de care suntem nerăbdători să ne bucurăm. La ce să se aștepte oamenii care ajung la tine? La o experiență completă, culinară, o experiență în zona de mâncare, vin, dar și ambient, un cumul de arte, muzică. Locul ăsta te-a ales pe tine sau tu l-ai ales pe tine? Cred că din ambele. Cumva am comunicat cu locul. Locul, după ce l-am ales și am găsit că e locul în care voi avea curajul să exprim, am aflat că are totuși el o istorie pe același profil. Adică aici, cândva, de mult, a mai funcționat A mai cramă. Fost vapor de vin, da. De mult, de mult. De mult, de mult, cu sute de ani, da. Acum suntem pe terasa restaurantului tău și văd niște mese foarte interesante, asociate tot cu vinul, nu? Niște da, butoaie. Și în interior, în amenajarea interioară a spațiului, o parte din design are inspirația din zona viticolă. Cel mai apropiat vin ajunge la tine probabil de la Recaș. Da. Și cel mai îndepărtat de unde vine? Păi n-am calculat eu kilometri, dar probabil tot ce înseamnă lumea nouă e îndepărtat. Australia, Noua Zeelandă, statele California, Africa de Sud, cam toate zonele astea sunt îndepărtate. O experiență pe cinste. Hai să mergem să vedem. Începem cu vinul oare sau cu mâncarea? Alegem mâncarea ca să știm ce vin bea. Abia acum
se desăvârșește. Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Simți că pășești într-o altă lume de îndată ce treci pragul restaurantului tău, pentru că intri așa într-o poveste cu adevărat. Vezi zidurile astea vechi, cărămida, vezi vinul, vezi toate tablourile, toate nebunile astea. Nu vorbeai întâmplător de artă. Mi-am dorit întotdeauna să nu fie doar un sentiment pe care îl simt eu și am vrut să-l transmit și oaspeților și mă bucur de fiecare dată când văd oameni care intră aici și cumva uite să plece. Uite să plece. Este un loc primitor și cred că l-ai creat așa după gustul tău și l-ai gândit foarte bine. Ai pus în prim plan sticlele cu vin pe care le vedem peste tot aici, chiar și în acest... Da, am mers pe tematică, să zicem, partea asta de vin, să simți că e un loc care are inspirație din zona vinului. Îmbrățișăm foarte bine gastronomia, avem destule preparate în meniu, practic o călătorie prin inspirație din mai multe țări, din mai multe regiuni viticole. Am încercat să aducem din cultura fiecăreia în farfurii și, bineînțeles, alături să fie vinul, care... El leagă lucrurile. Și Wine Bar, pentru că sunt multe vinuri. Nu doar expuse, și în meniu sunt foarte multe și accesarea lor la pahar de asemenea e... Sunt 55 de etichete la pahar. 55 de etichete la pahar, în total câte? În total, în meniu sunt 230 și ceva, 235. Ideea vinurilor multe la pahar e pentru că, tocmai pentru a putea să fie asociate cu diversitatea preparatelor. Asociem aperitivelor ce vinul? Asociem un prosecco, un rosé. Mm-hmm. Predomină rozul prin farfurii. Mm. Am pus și un prosecco rosé. Dumnezeu, ce e asta? Aici un Vitello Octonato, e o farfurie specifică din Italia, mai mult din Piemonte. Mare parte din călătoriile voastre de familie înțeleg că sunt pe turism viticol. Da, știm foarte clar cum facem și ce facem când plecăm în călătorie. Încercăm, dacă e o zonă cu crame, să facem și un tur de cramă. Și, bineînțeles, mergem pe vizite în restaurante, unde de cel mai multe ori învățăm foarte mult. Am încercat să aducem cât mai multe etichete care să nu fie comune pe piața locală, pentru ca cei care vin aici să aibă cu totul o experiență și unică. Și am reușit. De motive în plus, da, să vin. Da, undeva pe la 80% din meniul nostru e cu etichete care nu sunt prezente aici. Și undeva pe la 20%, să zic, sunt vinuri cu care avem o poveste, cu care am trăit ceva. Avem un vin în care, că de la o cramă unde am dormit în crama respectivă și... Am ținut mult să-l aducem. Fiecare vin, cred că... Are o poveste. A lui. Mi-a plăcut în bibliotecă la Mihai. Starea, pur și simplu, de acolo, atmosfera. Niște scaune atât de comode și o muzică care e balsam pentru suflet și pentru urechi și ferestrele alea mari din clădirea veche prin care poți să privești afară pe stradă. Toate mi se par fascinante și oricâtă vreme ți-ai petrece acolo, cu siguranță simți că nu e îndeajuns. Ultima tușă, da. Da, aici turnăm sosul rezultat de la gătirea ciolanului de miel, practic. Ciolan de miel este. Da, origine România. Și le reducem, finalizăm cu un pic de untrece
vin și cam asta e tot sos. Uite ce simplu, pare. Și bine arată. Aperitivele au fost absolut demențiale. Care-i secretul tău? Spuneai materie primă de bună calitate și mai ce? Și încerc să nu complic lucrurile. Trebuie să țin totul cât mai simplu. Combinații simple, puține ingrediente de calitate și cam atât. Care e mâncarea preferată al Mihai? Mihai? Tot. Toate. Care e vinul preferat al lui Alex? Că mă gândesc că îl cinstești la sfârșitul unei zile. Cred că ce avem noi în pahare e și pe gustul lui. Avem un primitiv din Mânduria, tot o etichetă din portofoliul nostru de importuri. E un vin foarte ușor de, foarte prietenos și ușor de asociat cam oricărui preparat. E o poveste pe care o scrieți împreună aici și cred că ești un om fericit să lucrezi într-un asemenea loc și să vadă că face la rândul lui oameni fericit. Da, sper că se vede fericirea și în farfurie și... Și pasiunea. Pasiunea. Clienții care ne trec pragul din nou și din nou. Îți mulțumim mult, Alex. O să-ți urmăm sfatul și o să ne bucurăm de și vă mulțumesc de vizită și poftă bună. Mulțumim. Cu drag. Doamne ajută. Spor la treabă în continuare. Mulțumim. Eu să știți că o să încep cu această rață. Eu sunt foarte mândră de Mihai pentru că este de al meu, de al orașului nostru din Zărnești și m-am bucurat să și ajungem la el, că am tot promis că o să mergem și o să vizităm. De data asta chiar am făcut-o și mi-a plăcut extraordinar de mult wine bar-ul lui. Are o notă foarte distinctă, în special pentru faptul că ajunge acolo și atmosfera aceea te liniștește efectiv de când intri. Mâncarea este extrem de selectă și gustoasă. Vinul bun și mâncarea delicioasă sunt perechea perfectă. Suntem aici în Banat, unde toate se plătesc de minune. Vinul, apa, mâncarea... Bun gust și gust bun. Andreea, și partea asta de experiență culinară în sine.
Eu cred că de locul ăsta ar trebui să se bucure mai degrabă cuplurile de îndrăgostiți. Așa este, tocmai de aceea avem și ceva pachete în vedere pentru ziua îndrăgostiților și nu numai, poate o aniversare, poate un pachet cu o cină romantică. E un loc care te face să revii fără dar și poate chit că ai ajuns aici în trecere, cu afaceri din Timișoara sau că ai venit în vacanță. Așa este, avem o clientelă destul de diversificată, ca să spun așa. În timpul săptămânii ne bucurăm de partea de business, de luni până joi, iar apoi pe weekend este clientela de leisure. Ne bucurăm de ceva dulce din meniul vostru. Eu am ales niște clătite cu un mus de mango. Știu eu că am mâncat eu. Și cu gem de aronia. Da. Și eu am aici alava chei, care e delicios. Eu aș propune să includeți în pachetele voastre, Andreea, și partea asta de experiență culinară în sine. Până și asta poate să constituie un motiv pentru care oamenii să ajungă la voi. Mamă, genială împletirea asta de mus de mango, care e dulceag un pic așa, cu gemul ăsta acrișor de aronia. Fabulos. Aronia avem și în băuturi. E o plantă care face niște fructe și din care văd că toată lumea se înfructă tot mai des. A prins teren. Da. O experiență de plină în Banat n-are cum să excludă măcar o noapte petrecută aici. Iar dacă nu vă grăbiți, vă puteți bucura de facilități extinse cât de curând. Proiectul nostru nu se oprește aici. Avem în vedere deschiderea unei locații noi, în zona centrală a orașului, în cursul anului viitor. Da, ce, fix ce ne gândeam, să mai venim o dată. Exact. Schimbăm locul. Așa că avem unde să ne întâlnim pe viitor. Am tras cu ochiul la proiect un pic și înțeleg că ar putea crea aici o piscină Infinity cumva. Exact. O zonă de relaxare foarte importantă, pentru că îi dai omului cazare, îl aduci să mănânce, bună, da. Trebuie să-l ajuți să se și destină. Exact.
Uite, pe mine chiar mă bate gândul serios, mi-au iubita și dau o fugă de vinerea seara până duminica la Timișoara, apoi la Arad și tot așa. Cred că poți să faci din orașele mari ale României o destinație de city break extraordinar. Cu siguranță și sunt și zone în apropiere, cum ar fi Herneacova, poate unde poți, poți să călărești sau poți să te relaxezi, la Arad, cum spuneai tu. Mm-hmm. Sunt câteva locuri în prejur unde îți poți petrece 2-3 zile liniștit. Sănătate! Doamne ajută, vă mulțumim de găzduire și să ne revedem sănătoși! Mare drag, vă așteptăm! Nu ratați următoarea noastră incursiune printre frumusețile locului, deși noi ne-am convins deja. Banatul-i Fruncea!